Vă salut, data de 12.12.2013. Mă apropii de zonă cu pescar și am zis să e da drumul așa la cameră, sunt pe mal pe aici, ca o ștucă. Că joacă mult pescarul și acolo și din ce mi-aduc aminte din anii trecuți, în fața podului acolo la pod pe Argeș, deci se lua mult oblete. Văd vreo 2 pescari pe acolo. Pe malul stâng când curge apa. Am și aici un prieten care să la burdeze un curând, să vedem ce mișcă pe aici până zona Ud Pitești Mol. Trebuie să ajung eu la el. Lângă mol, Pitești. Să mai dau o mână cu un tui sterb aici. Pe aici mai luam eu știu ce. Să văd acum. Nu știu dacă o trage ceva bine. Nu? Aerul este destul de curat. Oxigenat, ia să jupă verticală aici după malul ăsta. Așa făceam la vapore, la Ligia. Nu știu că ea se enervează. Un pește care se enervează. Mai stai pisică pe la mal pe aici. Așa era la Bălteni, mamă ce frumosețe era. Trebuie să o enervezi în sus, în jos. Cu ăsta. Deci ataca, nu se lăsa până nu-l prindea. Nu se înțepa. Sau până nu-l lua în gură, nu se lăsa. Se vei enerva. Nu mai are ea mâncare în perioada asta. Îmi dați seama ce este șanse să dea. Dar trebuie să încerc și pe domnul, că am luat și pe acolo. Nu o glugă. Ajungem aici la un pricină. Joacă pescăruși acolo. Cum i-a făcut? Cod acolo. Cel mai bine e mai vorbim cu pescarii din zonă. Ne luăm frumoase. Pescarii, bă, păi stai mă, ai prins după aia avut ochi. Da, măi, de ele la cerna vodă, nu? Le blinchierez toată ziua. Scapă alea de blinchi. Trecem și la fapte.
Să trăiți cum mai rezistă trupul omenesc la 6 grade. Da, am luat ștuca. Veni să mă mișc o leacă. Să dau după o ștucă. Tălică, la ce dai? Tot la ștucă? Nu, n-am luat nimic, nicio trăsătură. Veni de golea de la canal în coa să mă joc. Veni de la canal în coa să mă joc. Tot la ștucă dai? A, la râmă. Ai mai luat clean? Oblete? Ai mai luat clean? Păi văd mulți pescari pe acolo, aia nu sunt pescari? Aia nu sunt pescari de acolo? Păi la ce de aia? Da, acum câțiva ani acolo erau oblete mult. Doi clei? A, deci e de la clean. Nu la oblete. Deci e tot la cleandă, nu? Am zis că de la oblet. Mamă, sunt patru și pe sub pudul. Nu dă oblet. Nu dă, nu? Nu, la cleandă. La cleandă, a. Vă că e un băiat și sub pod, ce face? Da? E un băiat și sub pod, încă. Uite unul acolo să pot. Uite. Și venit acolo. Uite, eu ăia de lucrează la pod. A, lucrează la pod. Eu ăia de la pod, uite. A, și băieții de la clean, a? La da. Vargă. Stai să nu arunc, să arunc pe seama, uite-o pe acolo. Uh-huh. Nu, păi eu n-arunc, nu, stai liniște. Eu ăia de la pod, ăia de acolo, nu e pescar, nu e de pod. Dar pe doamne, n-ați mai dat? Am mai fost, dar n-am mai luat nimic. Da, apa e tot ca asta? E bună dimineața, după masă vine tulbure de la aia. Păi și acolo fi tulbure? Nu știu cum e, n-am fost acolo să văd. Nu-l întrebai pe Lucin. Ăla e Lucin de îndreapta, ultim. Aha. El lua doi cle. Unul mare, frumos, și noi. Se întoarce după pot cum era, păi că venea cu doamnă. Deci se uitea ce mă, de-o mai încercam, că am mai luat câteodată. Duminica ai. La altă, nu duminica cu ziua trecută. La altă am luat 6 bucăți și eu, dar am luat ăla. Unde aici? Acolo. Aha. A luat ăla, Tomescu ăla care e. Aha. Marian. De curat a fost el. E în armată, de doi frați gemeni. Aha. A luat ăla vreo 27, 2 kg. Acolo, de clean. 2 kg. Da, 2 kg și azi ce aveau. L-am văzut eu când lua. Da, eu aveam vargă de 4 metri, el avea de 7, da, de par. Dar zici că au luat și azi. Da, am luat, păi el lua la Lichin 2. Aha. Știi ce fac? Mă duc să dau și eu o leacă pe colea și după aia mă duc, trec cu mașina să dau și eu la un clean pe acolo. Da, da. Am fost pe la Ol, să știi. Pe la Ol, la babușcă. Merge. Da. Ce mă fac că merge clean în zona asta, om. Am luat doi lichin azi. Lichin, auzi, lichin, lichin. Asta e numele de pescar profesionist. Mă juc pe leagă pe aici că tu veni. Mă duc cu mașina pe acolo. Clean trage și pe seara, prin vreo jumătate de oră. La jucările astea de șucă. Aici a curățit pe aici și... Ocazia asta e și urmă. Mă dau eu pe aici. Pe 5 minute așa.
mică. Apa e bună la doamne dimineața. Să lucrează balastierul. Mai mă pitită nici o știu că așa. Deci mă fac că e clean în zona asta. E bine mă asta. Un semn bun. Deci locația a făcut pe aici. Deci n-ar să pleacă și pe aici. O casări ceva în jumătate acolo, ia să vedem. Mai să nu fie... păsări de alea. A, e pasăre de alea. Cu fundaci pe aici, de ciclă. Te-a curățit frumos pe la acolo aici. Făcut și podul. Sunt și noi frumoase de pe teren. Și fanii mei află de la mine. Lucrăm s-o acoperire, ia să vedeți unde au pus clenii. Apa curge la dreapta. Îi găsim, îi găsim, îi găsim. Pescar de clen. Să vedem ce fac așa. Pescar de clende naturale. Așa de dau și pe doamne. E mașină înregistrată. Nu, gata, renunță. Când o viața mare. Nu stă cu mâinile în buzunar, cu toate că e cald. E că e de mult timp. S-a luat fric. Ori n-are bună circulație sângele. Mai bagă tata niște ceai de urzică și de măceaș. E ajung doi clen, băi câți? 3, 2 ce ajung? Eu unul și plec. Cu lanset. A plut. Și furăm o șmecherie. De la plută. Se fură în secret. Apa e bună pe acolo. Stufa, așa. Exact înainte de pod. Acolo sunt lucrătorii de la pod. Păi să nu fiți că se tcau. N-a dat de poartă, ați văzut, da? Am făcut datoria. Mi-a dat și o două mâini. Îmi caut și tu ca asta.
Să vedem pe unde. Doamne. Vedeți faza unde să mă duc eu. Azi, dar ce să petrec pe aici, revenim.